Partidul Social Democrat a reușit să obțină în negocierile pentru formarea unui nou guvern câteva lucruri esențiale pentru cetățeni. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, cunoscut drept un om implicat în viața comunității din care face parte, a fost mereu alături de oamenii care l-au ales. Motivul pentru care PSD a intrat la guvernare a fost de a opri scăderea nivelului de trai și de a stabiliza situația economică, socială și sanitară din România. Acest obiectiv, cuprins în pachetul social, a fost prioritar în raport cu negocierile privind alocarea portofoliilor de miniștri. Într-o perioadă în care țara noastră se află într-o incertitudine în ceea ce privește un guvern stabil, un cuvânt ce ar trebui să ne reprezinte este responsabilitatea. Astfel, PSD a ținut mereu cu cetățeanul și cu nevoile acestuia. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Ne dorim ca românii să aibă acces la medicamente antivirale în farmacii pe baza prescripției medicale pentru tratarea timpurie a celor cu test COVID pozitiv. Creșterea alocațiilor cu 40% de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani, creșterea de la 214 la 243 pentru celelalte vârste și a 13-a alocație pentru copii cu dizabilități. De asemenea, va fi luată în calcul și creșterea salariului minim la 2550 de lei. În ceea ce îi privește pe pensionari, ne dorim creșterea pensiei minime cu 40% de la 800 la 1000 de lei pe lună, precum și creșterea punctului de pensie cu 10%. În plus, se va acorda un ajutor suplimentar pentru perioada de iarnă tuturor pensionarilor cu pensia peste nivelul minim, dar sub 1600 de lei, a transmis deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă. Având în vedere că Partidul Național Liberal s-a opus inițial la toate aceste măsuri, este în mod cert o reușită a PSD pentru milioane de români din cele mai vulnerabile categorii sociale.